Nu trecem printr-o perioadă de austeritate, a subliniat Marcel Ciolacu la ședința în care guvernul a adoptat proiectul de lege cu măsurile fiscale noi. Nu există niciun risc pentru ca prețurile să crească la iarnă. Se vor desființa mii de posturi de șefi, cu toată liota de consilieri, șoferi și secretari. Pachetul de măsuri a suferit câteva modificări în ultima ședință dinaintea asumării răspunderii. De exemplu, TVA pentru spectacole și concerte nu va mai crește la 19, ci doar la 9%, iar pentru tichetele de masă va fi un act normativ separat. Rămân însă măsurile care supără cel mai mult mediul privat. Companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro și băncile vor plăti un impozit minim de 1% pe cifra de afaceri. Tot 1% vor plăti micro-întreprinderile cu cifra de afaceri până în 60.000 de euro. Dacă depășesc acest prag, impozitul va fi de 3%. Angajații din construcție, agricultură și industria alimentară nu mai sunt scutiți de plata contribuției la sănătate. Stoparea risipei trebuie să înceapă din sectorul public, spun reprezentanții companiilor. Facem în sectorul public cheltuieli pe care nu ni le permitem și astea trebuie stopate și de aici trebuie începută orice fel de revoluție fiscală. Predictibilitatea este foarte importantă pentru orice investitor. Vor suferi în special cei din industria de energie, industria de farmac, cele două industrii extrem de reglementate, industria auto, care e un exportator net, undeva la 27% din PIB. Consiliul Economic și Social, care a dat aviz nefavorabil măsurilor, transmite aceleași preocupări. Impozitul de 3% pentru micro-întreprinderi, impozitarea pe cifra de afaceri și eliminarea facilităților fiscale vor împovăra economia, spune Consiliul. Sindicatele amenință că vor continua grevele și vor merge până la a bloca activitatea în unele instituții. Măsurile sunt neechilibrate, nerepartizate uniform pe întreaga structură a societății în ansamblul ei, atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. Premierul vrea să-și asume mâine răspunderea pe proiectul de lege în Parlament, unde coaliția are o majoritate confortabilă. Opoziția speră să obțină discret și semnături de la liberali pentru a iniția o moțiune de cenzură. Eu nu cred că vor fi colegi de la PNL care să semneze o astfel de moțiune. În schimb, nu văd altceva decât o retorică agresivă a unui partid care a demonstrat foarte clar că nu știe să guverneze. O moțiune de cenzură, să fim sinceri, nu are șanse să treacă. În schimb, ceea ce putem face și vom face ca opoziție este să depunem un atac la Curtea Constituțională, pentru că sunt grave vicii de constituționalitate ale acestui pachet. Practic, ceea ce a făcut Marcel Ciolacu de vreo două luni cu acestea, o călcare în picioare a Constituției și a unui cadru legislativ existent. Pentru ca moțiunea de cenzură să aibă succes, e nevoie de cel puțin 117 semnături, iar opoziția are 107. În plus, UDMR ar putea să sprijine guvernul dacă îi vor fi îndeplinite cererile, mai exact renunțarea la pragul de 2,5% din veniturile administrațiilor locale pentru cheltuieli cu evenimente culturale sau sportive și renunțarea la comasarea instituțiilor de cultură.